Wow, ce loc magic și frumos! Chiar și mirosul de aici e magic și minunat! Ia frumoasă foc! Eu vrea! Mă simt atât de liniștit aici! Hei, fată frumoasă, fă liniște! Vino cu mine! Vai de mine! A fost răpită de o fată cavernelor! Eu nu folosește os! Nu te speria! Eu place pe cineva! Dar eu are problemă! Eu nu frumoasă ca tine! Eu dezastru din peșteră! Înțeleg! Cam ai un look mai sălbatic! Știi ceva? Ok, o să te ajut! Eu arată ție dans, eu inventat! Mâinile fac așa și apoi sus, așa, apoi jos! Ce distractiv! Oh, wow, ce de păr! Aoleu! Apoi mâinile așa, apoi mâinile invers! Vrei să te oprești? Ție nu place dans? Ce e rău la dans? Nu e dansul, e părul tău de la sub braț. E cam mult. O naturel sună bine, dar poate îl scurtezi puțin. Păr de la sub braț nasol? Eu nu știu asta. Stai liniștită, ne ocupăm noi de el. Am niște benzi depilatoare cu ceară. Vezi, o să lipesc chestia asta pe părul tău de la sub braț. Nu merge doar la un sub braț. Ok, acum trebuie să inspiri adânc pentru partea care urmează. O să te doară, așa că inspiră adânc acum. Să inspiri adânc, eu poate. Perfect, ok, ține aerul și eu o să dezlipesc prima bandă. Auci, doare tare! Tu de ce țipi? Smulți păr și ție? Nu, nu-i asta, ci pielea ta! E iritată și de o altă nuanță! Dar am o soluție și pentru asta! Alo? Da, am nevoie de o livrare pe calea aeriană acum! Trimite cel mai rapid avion și fă livrarea cât mai curând! Da, vine! L-am primit! Acum ne putem ocupa de următorul pas! Exact, iaurtul grecesc e soluția! Iaurt? E ok, am nevoie de o spatulă pentru aplicare! Ta-da! Vezi? Acum ridică brațele! O să rezolvăm problema! O să-ți întind iaurtul ăsta grecesc la sub braț! Iaurt e mâncare! Miroase delicios! Eu mănâncă! Stai, nu! Oprește-te! Nu mâncare? Nu mâncat pastă de la sub braț? Nu! O să ștergem totul cu șervețelul ăsta! Vezi? Gata! Nu mai ai iaurt la sub braț și pielea ta arată grozav! Wow! Iaurt, mergi bine? Eu dansează! Să vedem! Uite-mi pieptenul! Trebuie să mă piepten! E super să fii prințesă! Prințesa are os pentru a grebla părul! Eu vede os! Hei! Ăla-i pieptenul meu! Os e așa frumos! Are sclipici! Eu folosește os ca să grebleze părul meu! Au! Os blocat! Os atacă păr! Ce face acum? Cum scoate os? Prințesă, ajută scoate os din părul meu! Da! Părul tău e tare încălcit! Nu o să mă ajute doar un pieptăn! Ok, stai să încerc să-l scot! Ok, avem o mică problemă! Da, pieptănul ăla ți-a smuls un pic de păr! Ok, trebuie să existe o soluție! Așa, e o plantă de aloe aici! Putem să folosim! Trebuie să stoarcem gelul de aloe în tigaia asta! Uite ce de gel lipicios, cleios și viscos! Super! Vrem să adăugăm și niște ulei de cocos? O să-l torn acolo! O să încălzim compoziția ca să încorporăm totul bine! O să amestec puțin! Ok, cred că e gata pentru următorul pas! Vreau să strecor amestecul ca să fie fin! Merge bine? Ok, se pare că e gata! Acum o să iau un pic în palmă! O să-ți aplic chestia asta pe păr! Părul meu e frumos! Flutură în vânt! Eu scutură părul meu ca model! Acum eu dă părul meu pe spate! Păr zboară, încerc ca pasăre! Eu place păr ca pasăre! Eu frumoasă! Păr pe fața mea! Ajutor! Ura! Părul tău arată grozav acum! Adio, încălcituri! Stai! Unde mi-a dispărut pieptănul? Uf! Da, limuzina asta e drăguță! Prințesa doarme? Da, eu caut în poșetă acum. Are chestii de prințesă în poșetă. Eu se uită la ele. Ce e ăsta? Nu os, prea sclipitor. Poate un băț? Ce e punctul ăsta? Băț mișcă, dar nu vânt. Eu se uită mai bine. Eu studiază băț. Băț are pânză de păianjen? Sunt trează? Stai, ce e sunetul ăla? Pare cunoscut, de unde vine? Prințesa trează!
Eu găsit asta în poșeta ta. Stai, ce? E al meu? Dar unde-i poșeta mea? Poate e pe aici. Ah, hei, geanta mea! Stai, mi-ai umblat printre lucruri în timp ce dormeam? Nu e frumos? N-ar trebui să faci asta fără să cer voie. Eu nu vrut, dar tu ai băț păianjen. Explică! Serios? Ok, fii atentă. Nu e niciun băț păianjen sau altceva. E pentru îndepărtarea părului facial. Păr facial? Eu are păr facial? Știu. Vino aici. Lasă-mă să-l rezolv eu. Întâi mă ocup de sprânceana asta unită, pentru că e mare și trebuie să scăpăm și de părul din jurul gurii. Vezi? Ața se răsucește, apucă și smulge firele de păr. Oh, păr facial dispărut acum? Wow, băț păianjen face treabă bună! Da, nu-i așa? Îți ușurează mult treaba. Apropo de piele fină, trebuie să mă dau cu niște balsam de buze. Buzele mele nu fine, ele zburcite și uscate. Stai, păr de pe ochi rebel, se ridică prea mult. Prințesă, păr de pe ochi nevoie de ajutor, al tău e fin. Oh, da, sprâncenele tale chiar au scăpat de sub control. Aoleu, nu e un look prea reușit. Ah, stai puțin, pot să folosesc balsamul de buze pe sprâncenele tale. Aplic puțin pe firele tale de păr și apoi folosesc periuța asta de sprâncene. O să le aranjeze și o să le fixeze. Oh, păr de pe ochi nu rebel, păr de pe ochi fin ca păr de prințesă. Wow, chiar îți încadrează frumos fața. Minunat! Carne e cea mai bună mâncare! Eu ador carne! Da, carne e super gustoasă! Vai! Și ție place carne? Bun, eu place oameni cui place carne! Da, dinții tăi sunt cam murdari. Ok, stai, cred că... Ajungem și acolo, cred. Dar e nevoie de mai mult efort. Dar am ceva în poșeta mea, adică în gentuță. Uite, am niște tablete de cărbune masticabil. Ce e cărbune? Ce e tablete? Ok, pune pe perie, eu folosește iar aia. Grozav! Stai să fărâmițezi asta pe periuța ta. Cred că ajunge. Deci hai, periază-ți dinții cu aia. Eu periază la fel ca înainte. Acum dinții mei negri. Da, dar clătește și scuipă și o să dispară. Ok. Dinții mei albi acum, dinți de prințesă acum. Arată foarte bine. Și știi ceva? Cred că e timpul să te machiez. O să te aranjez puțin pe aici pe acolo. Oh, eu machiat acum și eu prințesă. Eu fost fata cavernelor neîngrijită. Păr neîngrijit, față neîngrijită. Acum eu prințesa cavernelor. Păr frumos, dinți curați. Ura! Ești atât de frumoasă! Mă bucur că am putut să te ajut. Eu bucuroasă că prințesa a ajutat eu să devină prințesa cavernelor. Acum eu poate să dea felicitare iubițel meu. Oh, iubițel meu e aici. Bună! Iubițel meu nu mă recunoaște acum. Eu prea frumoasă. Acum ce face eu? Oh, îmi pare rău. Dar poate că nu te merită. Totuși sunt destule gorile în junglă. Poate tu are dreptate. Poate el nu merită pe mine. Da, eu merge mai departe. Eu fericită să fiu prințesa cavernelor. Asta e atitudinea potrivită. Pun pariu că ai putea să lansezi un nou trend de frumusețe în junglă. E plictisitor. Sunt plictisită. Ah, telefonul meu. O să mă distreze. E timpul pentru niște selfie-uri. Asta va arăta grozav pe pagina mea de socializare. Machiajul meu nu e potrivit pentru lumina asta. Trebuie reparat. O să-ți retușăm iluminatorul și ne vom asigura că părul tău stă bine. Ok, bine, e suficient. Mai bine, urmăritorii mei o să adore pozele astea. Arăt grozav azi. Sau nu? Of, tot nu e bine. Știu ce ar ajuta. Da, vântul prin părul meu o să facă poza perfectă. Da, vântul ăsta mi-învăluie perfect părul. Of, ce? Vântul trebuie să-mi bată părul în spate. Scuze, scuze, din cauza uscătorului, dar l-am reparat acum. Ok, bun, să încercăm iar. Știi ceva? Oprește-te! Am o idee mai bună! Confeti și beteală pe fundal! O poză perfectă! Wow! E așa de cool! Trebuie să încerc și eu! Oh! Ea primește beteală și eu gunoi! Ok, o să încerc iar! Am nevoie de ajutor cu părul și machiajul, vă rog! Nu muncesc gratis, dragă! Trebuie să-mi plătești serviciile! Sigur! Normal! Stai să-mi scot banii! Ce să știa? 5 lei care au fost la mașina de spălat?
Bine! Stai nemișcată că te aranjez! Ura! Mersi! Acum să facem selfie-uri! Oh, Doamne, ce? De ce mi-arată fața așa? Arăt ca Pennywise clovnul! Trebuie să-mi retușez nițel machiajul. Sprâncenele mele ar putea să arate mai bine. Noroc că am creionul meu de sprâncene. Oh, nu, trebuie să ajung la oră. Nu pot să întârzi, iar... Bună, ce faci? Mai! Trebuie să o vezi pe Gabi! Care-i problema ei? Ups, ai grijă! Corțile mele! E ok, te ajut eu. Poftim! Fugiți! Ok, a fost ciudată faza. Am ceva între dinți? Se pare că nu. Hei, lume, ia uitați! Vai! Zici că două mici trăiesc pe fața ta! Ești cam răutăcioasă. Scuze, cred că am greșit clasa. Liniștiți-vă, distracția s-a terminat. Unde-i Gabi? Ai venit, grăbește-te! Scuze, n-o să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. Ce loc interesant. Trebuie să vezi asta. Nu se poate, sprâncenele mele sunt uriașe. Stai să te ajut. Desenează un zigzag pe sprânceana ta. Apoi schițează conturul sprâncenei tale. Poți să începi să o umpli. Îți dă senzația că ai sprâncenele mai pline. Acum folosești o periuță de sprâncene ca să netezești firicelele. Le și fixează. Gata! Acum e mult mai bine! Ce zici? Arăt normal! Wow! Mersi! Nu vă uitați la mine! Se pare că cineva are nevoie de ajutorul nostru! Mă ocup eu! Cum pot să agăț chestia asta cel mai bine? Să vedem! Ce face gardianul acolo? Ce se întâmplă? Oare chiar îmi pasă? O să vedem! Vai de mine! Miss închisoare? Da! Clar o să rup concursul ăsta! Normal că e încântată de un concurs de înfrumusețare! O să fie cel mai tare! Totuși atât de entuziasmată! Hei, la ce te holbezi? Uită-te în altă parte! Fix cum îmi imaginam! Competiția asta o să fie încinsă! Pentru că eu aduc focul! Ok, să vedem cu ce am de-a face! Mua, te iubesc, trusă de machiaj! Nici nu mi-am dat seama că ea are atât de multe farduri acolo! Ce frumuseți! Acum, cu ce să încep? Da, cu paleta asta și cu o pensulă! O să arăt spectaculos! Of, nu pot să o las să fie așa de fericită! Trebuie să opresc! Am și eu o cutie supat! Am luat-o! Să vedem cu ce am de-a face! Trebuie să o înving! Ah, înțeleg! Doar cu burtă gheață și un șoarece. Eh, nu o să mă ajute deloc. N-am nimic. Acum sunt nervoasă. N-ar fi trebuit să-mi pese? Ok, poate că merge să fac ceva. O să mă strecor acolo. Oh, da, încă mă pricep. Am trecut. Acum trebuie să mă apropii și să-i fur niște produse. Se uită? Nu? Ok, acum e șansa mea să dau lovitura. Ia uite, pot să ajung la chestia aia. Da, o să o iau. Zac, am luat-o. Ok, ia să vedem ce e. Un ruj poate face minuni. Glumești? E terminat. Ce trist. Încă puțin și sunt gata. Da, ador rezultatul final. La naiba, chiar arată bine. Frate, cum pot să o înving și să-i spulber visurile? Am chiar și cearcăne. Grr. Stai puțin, am tubul ăsta de ruj gol. Clar o să reușesc. Am seringa asta cu apă. O să umplu tubul de ruj cu lichid. Așa, tubul e plin. Și o să-i pun la loc capacul. Și acum îl agit bine. Cred că și-au făcut deja treaba puterile mele. Da, s-a transformat în gheață fix cum mă gândeam. E timpul să-mi pun mica mea gheață la treabă. O să frec pe cearcănele mele. Gheața m-a scăpat de cearcăne. Ia-o pe asta! Vine juriul! Trebuie să arăt fenomenal! Se pare că sunt femeia de serviciu, bucătăreasa și directorul. Bună! Da! Alegeți-mă pe mine, drept câștigătoare! Uitați ce frumoși că sunt! Nu știu, se pare că e foarte machiată. Of, clar nu arată la fel de bine ca mine. Bravo, totuși! Abar n-am de ce jurizez eu așa ceva. Astea sunt notele tale la acest concurs. Poftim? Notele alea sunt cumplite! De ce? Păcat de tine! Ce nasol! Se pare că e rândul meu! Cred că o să încep să pozez acum sau ceva! Oh, uitați-vă la ea! E o frumusețe!
Trebuie să recunosc că n-arată prea rău de aici. Da, asta sunt eu. Asta primiți. E timpul pentru note. Un punctaj perfect. Nu se poate! Am câștigat? Incredibil! Bun, uite-ți banderola și coronița. Nu te bucura prea tare, e făcută din carton. Optim! Te ajut să-ți pui banderola asta. Felicitări, uite-ți coronița de câștigătoare. Da, ești foarte frumoasă, bravo! Chiar nu credeam că e așa plăcut să câștigi. Ah, o clientă! Bună! Hei! Ce vreau? O să iau prăjitura aia, te rog. Ok. Unde să mă așez? Ador prăjiturile. Ah, e Alex! Bună! E atât de amuzant. Sper că nu m-a văzut. Pot să stau cu tine? Scuze, locul ăsta e ocupat de ghiozdanul meu, vezi? Ah, așa e. În fine, ce răutăcios a fost. Poftim, ia încă o prăjitură. Nu știu. Vreau mai mult. Totul a început cu o prăjitură gratis. A fost cea mai bună zi din viața mea. Nici gând. Încercam doar să te înveselesc. Wow, ador machiajul tău. Ah, mersi. Îmi arăți și mie cum se face? Ai nevoie doar de o lingură și o furculiță. Glumești, nu? Nu, să începem. Pune-ți lingura peste ochi. Apoi aplică fardul de ochi pe deasupra lingurii. Acum umple restul cu mâna. E atât de rapid și ușor. Acum trecem la furculiță. Ține-o oblic și bagă pensula printre dinții ei. Te ajută să obții niște codițe. Acum trebuie să aplic fardul și la baza pleoapei. Ok, hai să adăugăm un pic de sclipici. Mereu arată bine. Am terminat! Stai să-mi aranjez părul. Wow, arată uimitor! Mă simt atât de frumoasă! Mersi! Nici o problemă! Du-te! Da! Bună, wow. Alex! Gabi! Nu te-am văzut mai devreme? Vrei să mergi la petrecere cu mine? Ah, pare ceva distractiv! Da, de ce nu? Am o întâlnire! Mindy, pa! Bună, Mindy! Poți să stau aici? Ai grijă, Tocilaro! Au! Oh, nu! Ochelarii mei! Nu văd fără ei! Unde sunt? Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Nu! Nu a sunat prea bine! Sper să nu fi fost ochelarii mei! Ochelarii mei! I-am auzit cum au trosnit! Oh, nu! S-a spart lentila! Ce mă fac? De ce? Vieții mei ochelari! Aoleu! De ce plângi? Uite! Ochelarii mei sunt distruși! Da, văd! E cam nasol! Uneori se mai întâmplă și chestii rele. Da, dar simt că mi se întâmplă numai mie chestiile rele. Stai puțin. Hei, cred că mi-a venit o idee. Wendy, o să-ți rezolv problema. Poftim? Dar cum? Mai întâi, avem nevoie de niște tacâmuri din plastic. Și, evident, de un uscător de păr. Dat pe fierbinte, folosește uscătorul de păr ca să încingi plasticul, uite așa. După ce se încălzește, cuțitul devine flexibil. Uite, nu se rupe. Și după ce se răcește, cuțitul o să-și păstreze forma aia. Apoi ne trebuie un pistol de lipit. O să aplic puțin lipici în vârful cuțitului. Fix aici! Cred că ajunge! Nu uita să faci asta încă o dată! Acum o să lipim vârfurile! Uite așa! După ce se usucă lipiciul, o să devină un singur obiect! Uite! S-a făcut niște ochelari din niște cuțite de plastic! Poftim, Wendy! Nu sunt de vedere, dar... Nu strică să-i probezi! Bine! O să-i probez! Ce se poate întâmpla? Oh, wow!
Nu știu cum, dar mă simt mai bine cu ăștia. Cum arăt? Wow! Știi ceva? Îți stau foarte bine. Ascultă, Wendy. Ce e? E vremea să te ridici ca să trecem la treabă. E timpul pentru o schimbare de look. În primul rând, hainele alea trebuie să dispară. Wow, mult mai bine! Rozul sigur e culoarea ta. Arăt genial! Wow, Mindy, e uimitor! Mă simt ca o altă persoană! E timpul să facem! Mereu am vrut să fac dansul ăsta cu fetele populare! Wow, Wendy, știi toate mișcările și timpii! Am exersat acasă în fața oglinzii și poziția de final! Am reușit, Mindy! Am reușit! Am reușit! Scuze! M-a cam luat valul! Ciudat-o! Am spus ceva greșit? Măcar am ochelarii ăștia cool. Grozavă oră de sport, elevi! Duceți-vă la dușuri și spălați-vă! Eu put! Abia aștept să mă spăl! Grăbește-te! Le-am luat! Ah, ce bine e! Uh-oh, haide! Hei! Ce ciudat! Trebuie să mă îmbrac! Nu pot să merg așa toată ziua! Hainele mele! Unde sunt? Oh, nu! E nasol? Oh! Stai puțin! O iau pe aia! Și-am nevoie de asta! Arăt binișor! Imaginează-ți! Concentrează-te! Trebuie să fie ceva cu ce m-aș putea îmbrăca! Covorașul ăsta de yoga ar putea fi util. Are lungimea potrivită. Ups, sper că nu e nimeni pe aici. Ce rușinos. Ce e ăla? Wow, fix ce-mi trebuie. Nu pot să las pe nimeni să mă vadă. Puțin mai departe. Wow, ia uite ce mușchi. Poate viitorul meu iubit o să meargă la sală. Aproape am ajuns. Hei, psst. Bine, o să-l iau. Așa, da! Dar nu am pantalon! Trebuie să găsesc o soluție! Știu! E timpul pentru niște modificări! O să fac o tăietură pe mijlocul hanoracului! Trebuie să am grijă! Arată bine! Acum pot să întorc invers chestia asta și să o port pe post de fustă! O strâng la spate și o fixez cu o curea! Simpatic arată! Poate că ar trebui să-mi fac o meserie din treaba asta. Acum pot să mă duc la ore. A fost o farsă epică! Nu se poate! Cum am făcut asta? Ce s-a întâmplat aici? De fapt, nici nu vreau să știu. Oh, da! Mersi! O să te ajut cu plăcere! Bun, e timpul să ne ocupăm de părul tău! O să ai nevoie de mai mult volum? Zombii ar trebui să facă ceva cu părul. Ok, hai să-ți dăm un pic de culoare! Tenul tău e, ei bine, palid! Zombii nevoie de machiaj! Carioca merge pentru culoare de buze! Bun, să încercăm să-ți mai încălzim nuanța pielii. Cred că o să ai nevoie de un pic din fiecare. Zombie are plantă. Pământ de plantă o să ajute. Zombie o să folosească drept far de ochi. Negrul e culoare bună. Ta-da! Arăt superb! Zombie îi place foarte mult. Zombie nou look foarte frumos. V-ar plăcea să trăiți într-o peșteră în junglă? Răspundeți-ne în comentarii și nu uitați să ne dați un like, să le arătați acest clip prietenilor și să vă abonați la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!